1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 3 până la 10. Ioan ne spune așa: deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Apostolul Ioan ne spune aici vestea bună, o veste bună, vestea pe care am auzit-o de la El, de la Dumnezeu auzim vești bune și doar vești bune. Vestea care am auzit-o de la El este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Asta înseamnă că Dumnezeu este etalonul la tot ce este bun, adevărat și de dorit în universul acesta. Dumnezeu este etalonul. Ne putem îndoi de orice vreți din universul acesta, inclusiv de noi înșine, așa cum știm, ne putem îndoi câteodată de noi înșine, de orice vrem din univers ne putem îndoi, dar Dumnezeu rămâne veșnic de încredere și nu există nimic care să poată fi pus sub semnul întrebării în Dumnezeu. Dumnezeu este lumină, dreptatea Lui, sfințenia Lui, mila Lui, chiar și mânia Lui asupra păcatului, toate sunt lumină fără nicio umbră de întuneric, adică sunt desăvârșite. Dumnezeu este lumină, Dumnezeu este desăvârșit. Privim la televizor și vedem reclamele care ne spun adevăruri, ne spun multe adevăruri, așa e reclamele, adevăruri frumoase, minunate, despre produse care fac minuni, care fac lucruri extraordinare. Dar nu ne spun o mică parte, așa e, o mică parte care n-ar vrea să o aflăm. Da, tot ce ne spun probabil că este aproape adevărat, este lumină, dar există o mică parte de întuneric în fiecare din aceste reclame. De asemenea, băncile, dacă veți merge să luați un credit sau să vă faceți un card, vă vor spune o mie de lucruri extraordinare despre cardul respectiv, despre creditul respectiv, dar vor fi acolo în josul paginii sau pe ultima pagină, ați văzut scris mic, 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 ceea ce nu citim niciodată și avem probleme după aia, așa-i? Îi lumină multă pe foile alea, și, dar este undeva în subsol o mică umbră de întuneric. La Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Dumnezeu este vrednic de încredere 100%. Nimic ascuns, nimic suspect în subsolul paginilor promisiunilor lui Dumnezeu. Dumnezeu este lumină, dreptate, adevăr absolut. Domnul Iisus ne-a spus El însuși: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ne spune asta în Ioan capitolul 8 cu versetul 12. Vestea bună pe care am auzit-o de la El, ne spunea Ioan, este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dar acest Dumnezeu care este lumină ne cheamă să trăim și noi în părtășie cu El. Ne cheamă să trăim în lumină de fapt. Ioan ne spunea aici în versetele 3 și 4: deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și nouă, ca și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi, și părtășia noastră a tuturor este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Acest Dumnezeu care este lumină, adevăr desăvârșit, este tot ce este bun, de dorit, frumos în universul acesta, fără nicio umbră de întuneric, ne cheamă să trăim împreună cu El, ne cheamă la părtășie împreună cu El. O onoare extraordinară, o onoare deosebită. Haideți să venim în dimineața aceasta în închinare, privind la Dumnezeu în acest fel, așa cum este Dumnezeu, așa cum l-am văzut de aici din primul capitol al cărții 1 Ioan. Haideți să ne ridicăm împreună și să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să-i mulțumim, să-l glorificăm pe El, pentru că El este lumină și în El nu este întuneric. Ne putem încrede astăzi 100% în Dumnezeul nostru. Haideți să ne rugăm și apoi să ne închinăm Domnului în continuare.
ce viață mi-ai dat. Când noaptea în zi ai schimbat, nu nimeni altul, cum ești tu. Din noapte lumina i-a dus, lumina vieții ești tu. Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric, și acest Dumnezeu, spuneam că ne cheamă la părtășie cu El.
Chemarea lui Dumnezeu însă la părtășie cu El presupune ca și noi să trăim în lumina Lui, ca și noi să intrăm în această lumina Lui. Dar cum vom face asta? Pentru că fiecare ne cunoaște în viețile noastre, așa? Fiecare știm cum am venit astăzi aici și nu am vrea să aducem unele părți, n-am vrea să le aducem la lumină, așa? Din viața noastră, ni le știm numai noi și ne-ar fi rușine să le scoatem la lumină. Dar acest Dumnezeu ne cheamă la părtășie cu El și la părtășie unii cu alții. Dar noi trebuie să trăim, ne spune, în lumină. Dacă zicem că n-avem păcat, spune Ioan, este ceva normal. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri, de fapt. Și adevărul nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, aici este soluția, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Oricum, spune Ioan, dacă zicem că avem păcat, că n-am păcătuit, îl facem mincinos pe Dumnezeu și cuvântul Lui nu este în noi. Păcatul este cel care ne desparte de Dumnezeu și de semenii noștri. Atunci când ne retragem în umbră, atunci când nu suntem în lumină, suntem despărțiți de fapt atât de Dumnezeu și încet, încet ne îndepărtăm de semenii noștri. Există în lumea noastră un rău mult mai mare decât poluarea, cum ar spune unii, decât bolile din lumea a treia neeradicate, decât terorismul, decât toate relele pe care vi le puteți aminti astăzi. Și acel rău este păcatul care ne desparte de Dumnezeu și de semenii noștri. Dacă vom privi lucrurile așa, ne vom alinia la voia lui Dumnezeu, la ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi și pentru lumea întreagă în vremea aceasta. Putem astăzi, stând aici, să avem Două atitudini putem avea fiecare, auzind și înțelegând lucrurile acestea. Una este: eu nu sunt așa păcătos, eu nu am păcat. Și Apostolul Ioan spune aici că ne înșelăm singuri. Nimeni nu ar vrea să înșele singur astăzi aici. O a doua atitudine este de recunoaștere, de mărturisire înaintea lui Dumnezeu. Și ne spune că în cazul acesta sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curăță de orice păcat. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, spune. Dumnezeu este credincios și drept. Drept ar fi de fapt să ne distrugă pentru păcatul nostru, dar spune El este credincios și drept, este credincios legământului Său făcut cu omul în Iisus Hristos. Și El spune este credincios și drept, dacă ne mărturisim păcatele, să ne curețe și ne ierte de orice nelegiuire. Haideți să venim în modul acesta înaintea lui Dumnezeu cu atitudine de recunoaștere, de mărturisire și astfel să intrăm în lumina lui Dumnezeu și să avem părtășie cu El și să avem părtășie unii cu alții, așa cum ne-a destinat Dumnezeu. Cântecul cu care vom continua spune: de mii de ori am căzut, dar Tu m-ai ridicat. Poți să fii oricât de jos și oricât de jos am fi ajuns, Hristos ne poate ridica astăzi prin sângele Lui. Dacă venim cu această atitudine de mărturisire înaintea Lui, de recunoștință, de recunoaștere, haideți să venim așa înaintea lui Dumnezeu, cântând în continuare și stând în prezența Lui în închinare. De mii de ori în căsă, dar Tu m-ai ridicat. Și chiar te voi mai greși, Tu rămâi credincios. Nu de veșnic lumina Ta se va vedea, totdeauna gloria Ta va triumfa. Inima mea de-acum e a Ta, condu întreaga viața mea. Lasă dragostea Ta pentru gloria Ta. Tot ce-mi doresc
Thank you.
Nicolae Iorga spunea că taina existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești. Și eu credeam că sunt una din acele persoane care știu pentru ce trăiesc, trăiam ca să fiu fericit. Însă am crezut că fericirea și împlinirea vieții stătea un lucru cum ar fi să ai mulți prieteni, să intri la facultate, să-ți faci o familie, să-ți întemezi o familie, să ai un serviciu bun și tot ceea ce îți oferă viața de aici pe pământ. Și lucrurile astea o să mă facă fericit și am alergat după aceste lucruri. Am avut mulți prieteni la școală, am intrat cu bine la facultate, am învățat bine la școală și în anul 2 de facultate m-am căsătorit, dacă vă vine să credeți, aveam 21 de ani, ori am fost foarte curajos, ori inconștient. Și după ce m-am căsătorit, am văzut că aceste lucruri au adus așa o bucurie de moment, dar nu au adus acele împliniri care eu le căutam. Și mi-aduc aminte, după ce am intrat la facultate, când am învățat să intru la facultate, să mă pregătesc pentru facultate, am zis, dacă o să intru la facultate, o să fiu cel mai fericit om. Însă, după ce am intrat, mi s-a părut normal să intru după cât am învățat. Nu mi se pare prea așa mare lucru. Și după ce am început alte probleme, căsătoria și alte probleme. Dar imediat după ce m-am căsătorit, a fost înainte de Revoluție, după Revoluție, în ianuarie, au venit, stăteam în cameră de cămin în București, în regie, cei care știți, și au venit la mine în cameră, au bătut la ușă trei tineri de la Lege Viața. Și ei au început să vorbească cu mine despre Dumnezeu. Și primul lucru, am fost așa șocat de faptul că ei erau tineri, erau intelectuali și credeau în Dumnezeu. Combinația asta pentru mine a fost ceva interesant, m-a șocat. Și un alt lucru care m-a șocat a fost faptul că ei au împărtășit din Biblie o broșură și acolo era un verset din Biblie unde Iisus spune că eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Cine știe unde scrie asta? Ioan 10:10, da? Oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și eu căutam o viață din belșug și asta m-a atins pe mine la inimă. Și eram curios cum adică Iisus ne poate oferi, că eu am crezut că în altă parte să găsește viața asta din belșug, cum adică Iisus ne poate oferi o viață din belșug. Și atunci am înțeles mai clar că este o problemă, că Dumnezeu ne-a creat ca să avem o relație cu El și că noi nu funcționăm normal dacă nu avem această relație cu Dumnezeu, că există o problemă între mine și Dumnezeu, problema păcatului, că Iisus a murit pentru această problemă și că El poate să mă ierte și să înceapă o relație personală cu mine. Și la sfârșitul acestei discuții m-am pus în genunchi, am făcut semnul crucii cum eram obișnuit în Biserica Ortodoxă și m-am rugat să-L primesc pe Domnul în inima mea. Și soția nu era în cameră când am discutat cu acești băieți, era în spital, a stat cam o lună de zile atunci în spital, în perioada respectivă, și m-am dus să-i spun ce s-a întâmplat. Și a zis, ai grijă că ăștia sectanți, să-ți pocăiți, s-o da în cap, nu știu ce s-o face, că sunt periculoși, că așa se zvonea pe vremea comunistă, că sectanții fac tot felul de lucruri ciudate, chiar își omoară copiii ca să-i aducă jertfă. Așa s-a văzut în Biserica Ortodoxă, ca să știți. Și m-am gândit, poate soția știe mai multe, ea a crescut în oraș, la Baia Mare, eu am crescut la țară, lângă Baia Mare, într-un sat. Și am zis, poate ea știe mai multe. Și m-am gândit să nu mai duc să mă întâlnesc cu băieții ăștia, ei m-au invitat să văd filmul Iisus. Însă Dumnezeu a făcut în așa fel că atunci când s-a dat filmul, eu am trecut pe lângă căminul lor și filmul se dădea în camera lor de cămin și am stat și m-am gândit să intru sau să nu intru să văd filmul. Și am zis, hai că intru eu în film, după aia nu mă mai întâlnesc cu ei, aici pun capăt, după filmul ăsta pun capăt la relația cu băieții ăștia. Și m-am dus la film, am fost vreo 6 băieți care am văzut film, am fost din nou impresionat de mesajul filmului Iisus. Fratele Dan Ciunelu a folosit mult filmul ăsta Iisus în evanghelizare și dacă nu mă înșel și dânsul s-a întors la Domnul tot prin campania asta cu filmul Iisus în toată România. Și acolo la film din nou am înțeles mesajul, m-am rugat să-l primesc pe Domnul la sfârșitul filmului din nou, cred că am făcut-o de mai multe ori în acea perioadă și am primit o Biblie, deci în 90. Să ai o Biblie era un lucru foarte deosebit, un lucru rar, nu se prea găseau Biblii și am apreciat mult gestul lor. I-am chemat să vină cu mine la spital să vorbească și cu soția mea, să o convingă ei, da? Și au venit, soția mea a văzut că ei sunt băieți normali, nu sunt periculoși. A primit soția cartea mai mult decât un simplu tâmplar al lui Josh McDowell și cartea asta a ajutat-o pe ea să își răspundă la întrebări pe care le avea, după care și ea s-a întors la Domnul. Și după aceea am început să mergem la un studiu biblic în care se ținea tot așa într-o cameră de cămin.
Acolo la studiu am învățat cum să ne împărtășim credința cu alții. Și după ce am făcut asta teoretic, liderul grupului a zis: acum trebuie să mergem să facem și practic lucrul ăsta, nu? Și ne-a planificat pe toți săptămâna următoare să mergem cu el în evangelizare la alți studenți. Și fiindcă toți au planificat, m-am planificat și eu, dar eu n-aveam așa curaj. Eram foarte timid și am zis: o fac și eu, dacă toți au planificat. M-am dus cu liderul meu în evangelizare și vă mărturisesc că mă rugam să nu găsim pe nimeni în cameră. Eram așa de emotiv și probabil liderul se ruga să găsim pe cineva în cameră și Dumnezeu nu mai știa pe cine să asculte. Da? Așa, dar totuși am fost surprins să văd că atunci când găseam pe cineva în cameră, ei erau deschiși, nu reacționau așa cum am crezut eu că o să reacționeze. Erau deschiși să discute cu noi și unii chiar s-au rugat să-L primească pe Domnul la prima discuție, la prima întâlnire. Și asta m-a încurajat pe mine foarte mult și pe urmă am ajuns că am avut eu alți ucenici pe care i-am luat cu mine în evangelizare și așa mai departe. Și la sfârșitul facultății, liderii au zis să ne rugăm să vedem dacă Domnul ne vrea să fim în lucrarea asta full-time, să renunțăm la cariera pentru care noi ne-am pregătit în facultate. Eu am terminat autovehicule rutiere, soția terminată asta în București și asta a fost o decizie grea. În 92 nu prea știam mulți români care făceau lucrul ăsta și totuși Dumnezeu ne-am rugat și Dumnezeu ne-a arătat că El s-a folosit de noi în timpul facultății. Au fost studenți care s-au întors la Domnul prin mărturia noastră și care au crescut în credință. De asemenea, am văzut nevoia care este în rândul studenților de a auzi Evanghelia. Ei caută adevărul, școala nu le oferă adevărul și sunt puțin credincioși care merg să le spună adevărul la studenți. Și știam din Biblie că sunt doar trei lucruri care rămân veșnic: Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu și sufletul omului. Și am dorit să investim viața, am simțit că Dumnezeu ne cheamă să investim viața în aceste trei lucruri și la sfârșitul facultății am renunțat la carieră profesională, ne-am alăturat misiunii. Am lucrat în Brașov, în București 4 ani, Brașov 3 ani și în Timișoara 3 ani și acum din 2002 suntem din nou în București. Dar când noi ne-am angajat, eu și soția ne-am angajat cu această lucrare, am fost doar 6 români și vreo 15 americani, lucram toți în București, între studenți. Acum suntem 77, așa un număr perfect, de misionari, toți și majoritatea dintre misionari s-au întors la Domnul prin această lucrare și au crescut și acum sunt la rândul lor, s-au alăturat lucrării full-time. Domnul a dat binecuvântare și în afară de lucrarea cu studenții și în această lucrare avem în echipe în 4 centre universitare, dar lucrăm cu studenți din vreo 10 centre universitare, din vreo 10 localități din România. Deci avem lucrarea cu studenții, un proiect fain care se întâmplă în lucrarea asta cu studenții sunt cluburi de limba engleză și în timpul semestrului, 2 săptămâni, invităm vorbitori de limba engleză nativ și în fiecare seară, timp de 3 ore, studenții vin să învețe limba engleză și facem asta învățând cuvinte noi, învățând o pildă din Biblie sau discutând o pildă din Biblie și după aceea un timp de jocuri interactiv, așa, și studenților le place. Și după aceea ne întâlnim cu studenții și personal să vorbim cu ei și să invităm la studiu. O fată, Ioana, care a venit la un astfel de proiect, de club de engleză, a fost așa doritoare să citească Biblia. După aceea a început cu Evanghelia după Ioan, deci a citit-o toată așa dintr-o răsuflare, cum se zice. Și a început să meargă la biserică, s-a botezat și acum... Anul trecut, de Crăciun, a organizat o serbare de Crăciun evanghelistică. Deci ea a vrut să facă neapărat lucrul acesta. Deci Dumnezeu ne încurajează prin astfel de mărturii. Am început și alte lucrări. Deci lucrarea cu Filmul Iisus, care o știți dumneavoastră foarte bine, în toată țara a fost campanie de evanghelizare. Acum avem și alte filme, filmul Magdalena, filmul Rivka, filmul Iisus pentru copii, în alte variante. Și am tradus filmul și în limba țigănească, în mai multe dialecte, la limba romilor. Avem o lucrare cu familiile, Family Life, fiindcă am văzut că aveți un proiect cu familie, poate în viitor ne considera și alege viața să vă... Am făcut doi colegi de-ai mei au organizat o conferință cu biserica, cu frați de la Biserica Golgota, legat de asta cu familiile. Aici, de curând, am tradus un material pentru bărbați,
se numește, în engleză e Stepping Up, în românește noi l-am tradus Ascensiunea. Și un material video foarte dinamic, așa, interactiv, și după aceea se poate discuta pe tema asta, deci poate considerați în viitor. Aici, lucrarea cu familiile, avem conferințe pentru familii, un weekend de neuitat, le numim noi la aceste conferințe, sau avem un material care se poate face în grupe mici, home builders în engleză, este ziditorii căminului în română, și este și un material video, care acum scapă numele, trebuie să stau să mă gândesc. Ok, o lucrare cu oameni de afaceri am început de curând, e mai dezvoltată în București. În lucrarea asta cu oameni de afaceri avem un proiect care se numește 100 de afaceri etice care schimbă orașul tău și vrem să multiplicăm proiectul ăsta și în alte orașe și poate chiar dacă Dumnezeu ajută aici în Bistrița. Și odată pe lună ne întâlnim cu oameni de afaceri la micul dejun și în București sunt vreo 30 de oameni de afaceri care vin la astfel de proiect. Și în timpul acestui mic dejun, un om de afaceri împărtășește din firma lui, cum a început firma, proiecte care le face, valorile care le are, cum credința influențează viața și firma și alte provocări care le are și un timp așa interactiv. Avem de asemenea o lucrare pe internet, niște site-uri evanghelistice, aici puteți să fiți și dumneavoastră, dacă vreți să fiți voluntari, să răspundeți la e-mail-uri și așa. Avem aici lucrarea asta, anul trecut, un băiat, Andrei, care vrea să se sinucidă, a intrat pe site-ul nostru să caute răspunsul ce se întâmplă după moarte, dacă el se sinucide, ce se va întâmpla și băiatul ăsta, Andrei, a început să scrie la doi dintre colegii noștri și el a văzut că amândoi îi dau cam același răspuns. A zis că aici trebuie să fie ceva, dacă amândoi îi dau același răspuns. Și după un timp s-a întâlnit cu ei față în față. Acum Andrei este într-o biserică din București, s-a botezat și e implicat și el la rândul lui să ajute pe alții să-L cunoască pe Dumnezeu. Rugați-vă pentru noi! Bună dimineața! Good morning! It may be bună seara by the time I get done today. Probabil că o să fie bună seara până o să termine el predica. No, I'm only thinking about that. My name is Nate Belstrom, I'm from Minnesota. Numele meu este Nate Belstrom, sunt din Minnesota. And I'll tell you a little bit more about my testimony as we go on this morning. Și o să vă spun mai mult despre mărturie în timp ce predic în dimineața asta. But let's all stand up right now. Haideți să ne ridicăm toți acum. When I walked in here this morning, there was such a wonderful atmosphere. Când am intrat în biserică, în clădire, în dimineața aceasta, a fost așa o atmosferă de frumoasă. And everybody that came in helped to bring that atmosphere. Și fiecare care a venit a ajutat la îmbunătăți atmosfera asta. And I'm not just saying these words to be talking right now. Nu spun doar ca să vorbesc lucrurile astea, doar să mă aflu în treabă. But we're going to believe the Lord to do something special this morning so that atmosphere that is here is with you tomorrow morning. Și dar credem că Dumnezeu este intervine în dimineața asta, așa că atmosfera care o avem aici să o ducem și mâine la lucru. And the morning after that. Și după dimineața următoare, marți dimineața și așa mai departe. We're going to talk this morning about the great invasion. O să vorbim în dimineața asta despre marea invadare. The great invasion that takes place on Monday morning when you go to work. Despre marea invadare care are loc lunea dimineața când fiecare dintre noi mergeți la lucru. All right, let's thank the Lord for that. Hai să mulțumim Domnului pentru asta. Father, we thank you for your presence in this house of worship. Tată, îți mulțumim pentru prezența ta în această casă de închinare. We sang a song, Here I Am to Worship. Am cântat cântecul, suntem aici ca să ne închinăm. Here we are to worship today. Suntem aici ca să ne închinăm ție astăzi. And here we are to worship tomorrow morning. Și suntem aici ca să ne închinăm și mâine dimineață. May the wall between Christianity and work come down in Jesus' name. Fie ca dragostea dintre creștini și muncă să vină în mijlocul nostru astăzi. And may the great invasion from us go into the world. Și fie ca marea invadare de astăzi să meargă în lumea în care trăim. In Jesus' name we pray. În numele lui Iisus ne rugăm. Amen. You may be seated. Amen.
Trebuie să luați loc. If you'd like to check out our website or check us out on Facebook, that'd be great. Dacă vreți să verificați website-ul sau Facebook-ul, ar fi grozav. If you like us on Facebook, we will like it that you like us. Yeah. Okay, and I do have one other book back there, just a few copies, only in English on this one. Și am câteva, doar câteva exemplare din această carte, doar în engleză. Winning over the routine of daily life. Având biruința asupra rutinei de zi cu zi. I have found something about Christians. Am găsit sau știu ceva despre creștini. We handle crises fairly well. Noi mânuim crizele foarte bine. We handle victories really well. We deal with victories really well. Okay. Ne descurcăm foarte bine cu victoriile. But we got a lot of room for improvement on how to do ordinary everyday life. Dar avem problemă atunci când ajungem la lucrurile de rutină din fiecare zi. So that's what this book is about. Și despre asta este cartea aceasta. All right, a little bit about my testimony. Legat de mărturia mea. My father was a Pentecostal pastor. Tatăl meu a fost un pastor pentecostal. I was born saved. S-a născut mântuit, zice ea. Credeți asta? Not really, it just felt like it. Was always in church. Am crescut în biserică. I did get saved when I was about 5 years old after stealing a cookie. Am fost mântuit la vârsta de 5 ani și am încetat să mai fur prăjituri. I stole a cookie and I realized I needed a savior because I was a sinner. Am furat o prăjitură și mi-a dat seama că am nevoie de prăjitură, de mântuire, pentru că eram păcătos. Always knew I was called to ministry, always knew I was called to pastor. Tot ceea ce am știut era că eram chemat la lucrare și să devin un pastor. So I go to Bible school. Așa că m-am dus la o școală biblică. My Bible school taught me to reach the world for Jesus. Și școala biblică m-a învățat să ating lumea pentru Hristos. But after Bible school I went back to my city. Dar după ce am terminat școala, m-am dus înapoi în satul, în orașul meu. I went back to a job I had before I went to Bible school. Și m-am dus la același job, la același loc de muncă care l-am avut înainte să mă duc la școala biblică. In the hotel restaurant management business. Și în slujba lui era într-un hotel și era manager acolo. I felt like such a failure. Și m-am simțit așa de eșec. Am simțit că era un eșec. I felt God had forgotten me. Și am simțit că Dumnezeu m-a uitat. I would get newsletters from a classmate who was a missionary in Africa. Primeam scrisori de la un coleg care era misionar în Africa. He's having big crusades, winning lots of people to Jesus. Și vorbea despre mari cruciade evangelistice prin care mii de oameni veneau la Isus. And I'm working a job to earn money to pay the bill. Și eu lucram într-un job care ca să câștig bani și să îmi plătesc facturile. I was happy for those people that he brought to Jesus. Eram foarte fericit pentru acei oameni pe care acel coleg îi aducea la Isus. But I was depressed for me. Dar eram deprimat când mă gândeam la mine. I sat next to that guy in classes. I studied as hard as he did. Am stat alături de el în școala biblică și am studiat la fel de mult cât a studiat el. But God wasn't using me. Dar simțeam că Dumnezeu nu mă folosește pe mine. I wrongly thought God did not want to use me. Și m-am gândit că poate Dumnezeu nu vrea să mă folosească pe mine. Now we did missionary trips to South America every year. Făceam călătorii misionare în Africa de Sud în fiecare an. I took my vacation time to do this. Și îmi luam vacanța ca să fac lucrul acesta. We had wonderful meetings. Și aveam întâlniri extraordinare. They treated us like we were Billy Graham's brother. Ne tratau ca și cum eram frații lui Billy Graham. I did not tell them that I wasn't his brother. Dar nu le-am spus că nu eram fratele lui Billy Graham. Crusades, people coming to Jesus, it was awesome. Cruciade mari, oameni care veneau la Isus, era extraordinar. Then my first day back at work after a crusade, I'm driving on my way. Și după aceea când mă întorceam în prima zi de lucru când mergeam la după aceste cruciade evanghelistice.
And I'm crying on the inside. Men don't often cry on the outside, but I was crying on the inside. Și în timp ce mergeam la lucru, plângeam în inima mea, în interior. Oamenii nu, bărbații nu prea plâng în afară, dar ei plâng înăuntru. I said, Lord, you must change my job. Și spuneam, Doamne, tu trebuie să schimbi locul meu de muncă. You ever prayed that? V-ați rugat lucrul acesta vreodată? Doamne, schimbă locul de muncă. Lord, you gotta change my job. Doamne, schimbă locul meu de muncă. Schimbă-mă din locul de muncă. God is so wise, he did something far better. Și Dumnezeu este așa de înțelept încât el a făcut ceva mult mai bun. He did not change my job. Nu a schimbat locul de muncă. He changed me. Dar m-a schimbat pe mine. And he began to teach me how spiritual work was. Și a început să mă învețe despre munca în sens spiritual. I grew up in church. Am crescut în biserică. I had never read a book about work. Și nu am citit niciodată despre muncă. I'd never heard a sermon about work. N-am auzit o predică despre muncă. Well, maybe my father preached one, but I wasn't listening. It's possible. Poate că tatăl meu a predicat, dar eu nu am ascultat. E posibil și asta. I didn't know anything about work from a Christian perspective. N-am știut nimic despre muncă din punct de vedere creștin, dintr-o perspectivă creștină. Oh, other than if you get a chance to witness to someone, you should witness to someone. Doar atât că dacă ai ocazia să spui mărturia la cineva sau să evangelizezi pe cineva la locul de muncă, trebuie să faci asta. But I didn't have a Bible theology of work. Dar nu am avut o teologie biblică asupra muncii. Now, the Lord wants to go a different direction this morning, so I'm just going to really quickly touch on Bible theology of work. Și o să ating un pic despre teologia biblică asupra muncii. Work is God's idea. Munca este ideea lui Dumnezeu. You know, there's one place in all of this universe that there is no work. Există doar un singur loc în tot universul unde nu se muncește. You know where that is? Știți unde este acel loc? Hell. În iad. So, if you don't want to work, dacă nu vrei să muncești, work existed before sin entered the world. Munca a existat înainte ca păcatul să intre în lume. God gave Adam a job before he gave him a family. Dumnezeu i-a dat lui Adam un loc de muncă, un job, înainte ca să îi dea o familie. Genesis 2:15. Geneza 2:15. His job was to take care of the garden. Slujba lui era să aibă grijă de grădina Edenului. The garden was about 200 kilometers square. Grădina Edenului era aproximativ 200 de kilometri pătrați. Really large. Foarte mare. And why did God give Adam a job before he gave him a family? De ce a dat lui Adam, de ce a dat Dumnezeu lui Adam mai întâi o slujbă înainte să-i dea o familie? Think about it. Gândiți-vă. Women like to shop. Femeilor le place, le plac cumpărăturile, da? It's so true. Shopping, da? Shopping. Este adevărat. How many husbands agree it's true, your wives like to shop? Câți bărbați de aici recunosc că e adevărat lucrul acesta? They like to buy nice things for the house, right? Le plac lucrurile frumoase, să cumpere lucruri frumoase pentru casă. So, to finish up on my personal testimony, I began traveling in Eastern Europe. Am început să călătoresc în Europa de Est. And I'm walking across the street of the Belarus tractor factory parking lot. Și lucrez peste drum, am început să am o lucrare peste vis-a-vis de parcul de mașini a unei fabrici din Belarus. This is in Belarus, the last dictatorship in Europe. Belarus este țara în care este ultimul dictator din Europa. And the best way I know how to describe it is I had a visitation of the Holy Spirit to me. Și cel mai bun lucru prin care pot să spun ce vreau să spun este că am avut o vizită specială a Duhului Sfânt asupra mea. And he put a fire inside my heart to go to former communist countries and minister about work. Și a pus Dumnezeu a pus un foc în inima mea să mă duc în țara aceasta comunistă și să le vorbesc despre muncă.
Every time I start talking about that subject of work, that fire begins to burn on the inside. De fiecare dată când vorbesc despre acest subiect, simt un foc în interiorul meu, în inimă. Now, there's a passage of scripture that sometimes causes people some problems when we talk about work. Sunt niște pasaje în scriptură care ne creează niște probleme atunci când noi vorbim despre muncă. It's in Genesis chapter 3, so let's go there. Este în Geneza capitolul 3. Hai să mergem acolo. By the way, before we read this verse, a little bit of foundation. Înainte să citesc acest verset, să vă dau o mică fundație, fundament. God worked 6 days. Dumnezeu a lucrat 6 zile. He rested one. Și s-a odihnit o zi. What did he say at the end of day 1 through 5? Ce a spus la sfârșitul fiecare zile de la ziua 1 până la ziua 5-a? What did he say? Everything was good. Yeah. Now, it's a little different after day 6. Este un pic diferit la sfârșitul zilei a 6-a. What did he say after day 6? Yeah. Well, a fost foarte bun. După fiecare zi a zis a fost bun, dar ziua 6-a zis a fost foarte bun. There's something in the Bible called called the law of first mention. Este o lege, legea primei mențiuni sau prima dată când este menționat în Biblie. When something is mentioned the first time, that's the way it always continues to be. Dacă ceva a fost menționat prima dată, înseamnă că acela este modul în care va continua să fie. For example, the prophecy about marriage in Genesis chapter 2 verse 24. De exemplu, profeția despre căsătorie în Geneza 2, versetul 24. Marriage from God's perspective is always man and woman. Căsătoria, din punct de vedere al Dumnezeu, este întotdeauna între un bărbat și o femeie. It never becomes man and man. Niciodată nu o să devină bărbat. Our government in America doesn't know that anymore. Guvernul nostru în America nu știe lucrul acesta. Same thing's true about work. Același lucru este adevărat și despre Biblie, despre muncă. God's plan, we work 6. Dumnezeu a planificat ca să lucrăm 6 zile. We rest 1. Să ne odihnim o zi. At the end of every day we say it's good. Și la sfârșitul fiecărei zile să spunem a fost bine azi, a fost bun. At the end of day 6 we say it's very good. La sfârșitul zilei a 6-a să zicem a fost foarte bun. And that's the basic plan. Și ăsta este planul de bază. Adam worked in Eden. Adam a lucrat în grădina Edenului. Eden means delight, it means pleasure. Eden înseamnă plăcere. That's God's plan for you at work. Acesta este planul pentru lui Dumnezeu pentru noi la muncă, să fie o plăcere la muncă. To have a pleasurable experience working. Să fie o plăcere în timp ce muncim. Work was part of paradise, just like relationships, just like sexuality, work is part of paradise. Munca făcea parte din paradis, la fel ca și căsătoria, ca și sexualitatea. So, work existed before sin. Munca a existat înainte de păcat. Work exists today. Munca există și astăzi. And I've got some really good news for you. Și am o veste foarte bună pentru voi. This is really good news. Asta este o veste chiar foarte bună. Work will exist forever. Și munca va exista pentru totdeauna, inclusiv după moarte. Forever and ever and ever. Pentru totdeauna, de acum și întotdeauna. Heaven is not the retirement village in the sky. Cerul nu este cel mai mare sat cu pensionari. We are not going to heaven to drink lemonade or play the harp for billions of years. Nu să mergem în cer ca să bem limonadă și să cântăm la harpă pentru milioane și miliarde de ani. You're not. Nu este asta pentru cer. You're going to heaven to do the same thing we're called to do on this earth. Mergem în cer ca să facem aceleași lucruri care le făceam aici pe pământ. Which is to rule and reign with Jesus over his creation. Să domnim împreună cu Hristos peste toată creația lui. That's always been God's plan, it always will be God's plan. Acesta a fost planul lui Dumnezeu dintotdeauna și va fi pentru totdeauna.
All right, now Genesis chapter 3 in the verse that causes some people a little bit of question about work. Dar în acest pasaj din Geneza capitolul 3 ne cauzează niște probleme pentru unii dintre noi. Let's go ahead and read verse 17 and 18. Versetul 17 și 18. Să vedem ce zice. This is after Adam sinned and God's talking to him and Eve. Este după ce păcatul lui Adam și după ce Satana după ce Dumnezeu a vorbit cu Adam și Eva. Omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți porunci să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți rana din el în toate zilele vieții tale. Spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. God did not curse work there. Dumnezeu nu a blestemat munca în acest pasaj. He did not curse work any more than he cursed marriage a few verses earlier. Și nu a blestemat nici căsnicia, nu a blestemat nici munca și nici căsnicia. All he said was this. Tot ce a spus este asta. Adam, because of what you did, marriage and work is now going to have problems. Adam, pentru că tu nu ai ascultat, de acum încolo munca și căsătoria o să vină cu niște probleme, o să aibă niște probleme. There will be problems to overcome because of the sin that entered the world. Va trebui să cucerești niște probleme, să birești asupra unor probleme din cauza păcatului tău. But if you look at scripture, God immediately begins to bless his people at work. Dar dacă ne uităm în Scriptură, Dumnezeu imediat a început să binecuvânteze oamenii și munca. Look at Deuteronomy chapter 28. În Deuteronom capitolul 28. This is the chapter of the blessings and the curses. Este pasajul cu binecuvântările și blestemele. If work is a curse, work should be listed under the curses in this chapter. Dacă munca ar fi fost un blestem, munca ar fi trebuit menționată în aceste capitole. But it's not. Look at verse 12. Sorry? Verse 12. 28. Yep. Capitolul 28 cu versetul 12. Domnul îți va deschide comoara lui cea bună, cerul ca să-ți trimită țării tale ploaie la vreme și ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale. Vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. Everybody hold up your hands. Sorry? Everybody hold up your hands. Fiecare dintre noi să ne ridicăm mâinile. And repeat this after me. Și repetați după mine. These are holy hands. Mâinile acestea sunt mâini binecuvântate, sfinte. On Sunday there are holy hands to do this. Duminica sunt mâini binecuvântate ca să facem lucrul acesta, să ne închinăm Domnului, să ridicăm mâini cu sfârșit. And on Monday there are holy hands to work at whatever your job is. Și în timpul săptămânii sunt mâini sfinte ca să lucrăm ceea ce avem de lucru la serviciu. All right, put your hands down. Puteți să lăsați mâinile jos. God said to a whole nation he would bless all the work of their hands. Și Dumnezeu a spus întregii națiuni că el o să binecuvânteze tot lucrul mâinilor lor. Computer technician? Cei care lucrează la computere? Doctor examining people? Doctorii în timp ce examinează oamenii? Farmer working the land? Fermierii în timp ce lucrează pământul? Everybody. Pe toți. Would be tremendously blessed. O să fim binecuvântați în mod deosebit. I've studied the Jewish people for a long time. Am studiat oamenii evrei, pe evrei pentru mult timp. Why do Jewish people prosper so much? De ce evreii prosperă așa de mult? Did you know today that 75% of all big business in Germany is controlled by Jewish people? Știți că 75% din toate afacerile din Germania sunt controlate de evrei. Imagine what Hitler would think. Imaginați-vă lucrul acesta. Why do Jewish people prosper at work? De ce evreii prosperă la locul lor de muncă? Well, some people say God put some special financial DNA inside of them. Unii au spus că Dumnezeu a pus un ADN special în evrei pentru finanțe.
It's not true. Nu este adevărat. Other people say there's a Jewish conspiracy to take over the world. Și unii spun că există o conspirație a evreilor care controlează toată lumea. Like all the Jews in the whole world are planning something to take over all the banks. Că ei planifică, toți evreii planifică cum să aibă control asupra tuturor băncilor. I know somebody that's Jewish. Știu pe cineva care este evreu. And he says this. Și a spus asta. If you have 10 Jewish people in a room, you have 12 different perspectives. Dacă ai 10 oameni într-o cameră, o să ai 12 păreri diferite. Jewish people argue about everything. Ei se argumentează asupra fiecărui lucru. There's no conspiracy of Jews to take over the world. Nu este o alianță, o conspirație a evreilor ca să controleze lumea. So why do they prosper? Atunci de ce prosperă ei? Here's the reason. Acesta este motivul. They believe something with all their heart. Ei cred ceva cu toată inima lor. And if you and I will believe something with all our heart, we'll do what the Jews have done plus more besides. Dacă noi am crede ce crede evrei cu toată inima noastră, am face și noi ce fac ei și chiar am face ceva în plus. Here's what the Jews believe about și aici este ceea ce ei cred. Work is good. Munca este bună. It's godly and it's moral. Este sfântă și este morală. Work is good, godly and moral. Munca este bună, este sfântă și este morală. I was just in Northeast Romania. Am fost în partea de nord-est a României. And all these villages without any shops in them. Și sunt multe sate care nu au nici măcar un magazin în sat. So I asked what things were like before World War II. Și am întrebat cum erau lucrurile înainte de al doilea război mondial. And my host said all those villages had shops. Și a spus că înainte de al doilea război, toate satele acestea aveau magazine. And they were run by Jewish people. Fabrici sau ateliere, așa, și erau toate, sau magazine, și erau toate conduse de evrei. Like almost 100% of them. Aproape 100% erau conduse de evrei. And the war came and Hitler drove out the Jews. Și când Hitler a venit și a vrut să-i termine toți evrei. And even today, many of those real small villages still don't have shops. Și acum multe din aceste sate nici măcar nu mai au magazine. Here's a Gentile perspective on work. Aici este o perspectivă a neamurilor asupra muncii. Oh, it's Thursday night. Oh, este joi seara. One more day. Încă o zi. Just one more day. Doar încă o zi. And then. Și apoi. Free at last. Free at last. Thank God Almighty. I am free at last. Sunt liber. Sunt liber acum. Ia. Slavă Domnului. Sunt liber. I cannot translate like you do. I took a sign, a picture of a shirt in a store recently. You took a picture in a shirt. Of a shirt in a store. Am făcut o poză la un tricou într-un magazin. It said this. Și spunea așa ceva pe tricou. Living for the weekend. Trăiește pentru weekend. Sau trăiesc pentru weekend. You know what Jewish people do? Știți ce fac evrei? Saturday night. Sâmbătă seara. Hey, tomorrow Sunday. Hey, mâine este luni, duminică, la evreie, duminica e ca luni. You know what that means? Știți ce înseamnă asta? Two more days. Încă două zile. Two more days and we get to go back to work. Încă două zile și o să mergem din nou la muncă. Ce bucurie, așa spun evrei. Ei trăiesc pentru muncă. We live for the weekend. They live for Monday through Friday. Noi trăim pentru weekend și evreii trăiesc pentru restul săptămânii. Ei abia așteaptă să vină zilele de muncă. Now, the weekend's good. Sorry? The weekend is good. Weekendul este într-adevăr bun. But so is Tuesday afternoon. Dar la fel e joi după masa. This is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it on Tuesday afternoon. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul și
mă voi bucura în ea chiar dacă este marți după masă. Not just on Sunday. Nu doar duminica. Now, let's go to a verse of scripture in Matthew chapter 5. Să mergem la Matei capitolul 5. Jesus told Christians to go into all the world. Iisus le-a spus ucenicilor să meargă în toată lumea and preach the gospel. Și să predice Evanghelia. We know that verse. Știm versetul acesta. But I think we have a limited understanding of that verse. Dar cred că avem o limitare în a înțelege acest verset. Growing up in church, we interpret that verse like this. Mergând sau crescând în biserică, noi interpretăm versetul acesta cam așa. Go to a city where there's not many believers. Du-te într-un oraș unde nu sunt mulți credincioși. Rent or buy a building. Închiriază sau cumpără o clădire acolo. Have a church meeting. Începe o biserică acolo. Preach the gospel. Predică Evanghelia. And just hope and pray that a whole bunch of unbelievers come to the meeting. Și doar roagă-te și crede sau că mulți necredincioși o să vină la întâlnire. Now that might be part of what Jesus meant, but I don't think it's the main thing that he meant. Asta poate să fie o parte a ceea ce a spus Isus, dar nu cred că este tot ce a vrut Isus să spună aici. Let's read Matthew chapter 5, then I'll explain. Să citim în capitolul 5. Verse 14 through 16. De la versetul 14 la 16. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun într-un sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în cer. You are the light of the world in the world. Voi sunteți lumina lumii în timp ce sunteți în lume. Verse 16. Versetul 16. Let your light shine before unbelievers. Lumina voastră să lumineze înaintea oamenilor, în fața oamenilor. That they may see your good deeds. Ca ei să vadă faptele voastre bune. Question. Întrebare. Where is the number one place an unbeliever is going to see your good deeds? Unde este cel locul numărul 1 unde necredincioșii o să vadă faptele voastre bune? At work. La muncă. They don't come to church. Ei n-o să vină la biserică. Foarte rar. And when they do, it's because grandma prayed for them for 25 years and they finally get convicted. Și când o fac este pentru că un prieten de-al lor s-a rugat pentru 25 de ani și în final el a fost convins. My friend, sau l-a rugat 25 de ani și în final a fost convins să vină la biserică. My friend, you will spend about 75,000 hours at work. O să petreceți 75,000 de ore la muncă. And maybe 5,000 at church. Și poate 5,000 în biserică în timpul vieții. Here's what I think Jesus was saying. Aici este ceea ce cred că Iisus a vrut să spună. Go into the world of education. Duceți-vă în lumea educației. Go into the world of finance. Mergeți în lumea financiară. Go into the automobile business. Duceți-vă în afacerile cu automobile, nu știu cum să traducez. Go into the world of manufacturing. Duceți-vă în lumea fabricilor. And when you're there, let your light shine so bright. Și când sunteți acolo, lăsați ca lumina lui Hristos să lumineze în voi. Live your life in such a different way that the world will praise your heavenly Father. Și trăiți viața voastră într-un mod atât de diferit încât ceilalți să-L slăvească pe Dumnezeu care este în ceruri. Here's the difference between us and Jewish people. Aici este diferența între noi și evrei. A typical Jewish person. Un evreu tipic, să zic așa. A typical Jewish person has a moral enthusiasm to go to work to earn money. Un evreu obișnuit are un entuziasm așa de mare ca să meargă la muncă și să câștige bani. And they're very good at it. Și ei sunt foarte buni la asta. By the way, here's my definition of enthusiasm, real quick.
Apropo, aici este definiția mea pentru entuziasm. My son normally goes, we have two children. Noi avem doi copii. Our daughter talks faster than I can think. Fiica mea vorbește mai rapid decât eu pot să gândesc. But our son was very, very quiet. Dar fiul nostru este foarte tăcut. And one day I came home from somewhere and my son met me at the door. Într-o zi veneam acasă și fiul meu m-a întâmpinat la ușă. And he was just very, very happy about something. Și el era foarte, foarte fericit despre ceva. His favorite sports team had just won a game. Că echipa lui favorită o să aibă un joc. And he gave me my forever definition of enthusiasm. Și el mi-a dat mie, mi-a arătat ce înseamnă definiția entuziasmului. He went like this. Și el a făcut ceva de felul ăsta. Yes, they won. Yes, yes. Da, da, au câștigat, au câștigat. That's the definition of enthusiasm. Asta este definiția entuziasmului. You say yes to invading the world tomorrow morning. Voi trebuie să spuneți cu același entuziasm, da, o să invadăm lumea mâine dimineață. We're going to practice that definition. O să practicăm acum acea definiție, o să exersăm. On the count of three. O să număr până la trei. Okay, here we go. Uno, doi, trei. Da, da. Mergem la muncă mâine cu entuziasm, da? That was just practice. A fost doar o practică. Now we're going to do it for real. Acum o să o facem pe cu adevărat. Uno, doi, trei. Da! Yes! Okay. Jews have say yes to earning money. Evreii spun da la câștigam bani. And there's nothing wrong with that. That's a part of it. Nu este nimic greșit cu asta, este e doar o parte asta. That's a part of it, but it's not the number one reason. Dar asta e o parte din entuziasm, dar nu este tot. We say yes to invading the world to honor Jesus by the way we live. Noi spunem da ca să invadăm lumea și să-L onorăm pe Iisus prin modul în care noi trăim. And all those sinners who never will come to church. Și toți acești păcătoși care nu o să vină poate vreodată la biserică. They'll see your enthusiasm. O să vadă entuziasmul vostru, al nostru. They'll see your compassion, your kindness. O să vadă compasiunea și bunătatea noastră. And they'll glorify your Father in heaven. Și o să-L glorifice pe Tatăl nostru care este în ceruri. Oswald Chambers, the great missionary, gave this definition of work. Oswald Chambers a dat această definiție. Work is the daily invasion of the believer's influence into the world. Munca este invazia zilnică a credincioșilor în lumea, în lume. Just like an army invades its enemy. Tot așa cum o armată invadează inamicul. On Monday morning, luni dimineața, we invade the world. Noi invadăm lumea. And the world thinks we're there just to earn a paycheck. Și lumea crede că noi suntem la muncă doar ca să câștigăm și să ne putem plăti facturile. But you're there to be a witness, you're there to be light, you're there to be influence to people who are in darkness. Dar noi suntem acolo ca să fim lumină și să influențăm oamenii care trăiesc în întuneric. You know, sometimes people say to me, I really want to make a difference. Uneori oamenii îmi spun, aș dori cu adevărat să fac o diferență. I want to work in a Christian organization. Și atunci o să lucrez într-o organizație creștină, Alege Viața, Choose Life. I say why? Și întreb de ce? I thought you wanted to make a big difference. Am crezut că tu vrei să faci o mare diferență acolo unde ești. There's a lot of light in a Christian organization. Este multă lumină într-o organizație creștină. I'm talking spiritual light. Vorbim acum de lumină spirituală. Just like there's a lot of light here this morning. Așa cum este o multă lumină dimineața asta aici. But if you are the only believer in your workplace, dacă tu ești singurul credincios la locul tău de muncă, spiritually it's totally dark. În mod spiritual la muncă este totul întuneric. 100%. 100%. Until you walk in. Până când tu intri în acel loc. And the minute you walk in, și în momentul în care tu intri în acel loc, your light begins to influence the entire company. Lumina ta va influența întreaga companie.
And the longer you let your light shine, și atât cât tu lași lumina ta să lumineze, the more it gives unbelievers the ability to begin to see clearly. Cu atât mai mulți necredincioși o să înceapă să vadă tot mai clar. Now, I experienced this when I was in Bible college with a friend of mine. Am experimentat asta când eram în colegiu cu un prieten de-al meu. We worked at a very fancy formal restaurant. Am lucrat la un restaurant foarte fancy, așa, elegant, așa, nu știu. This was in Texas. Asta a fost în Texas. All the workers spoke Spanish. Și toți lucrătorii vorbeau spaniol acolo. And the main Spanish that they spoke was Spanish swear words. Spanish swear, they swore all the time. Oh, okay, so cel mai frecvent ei înjurau în spaniolă și era un mediu neplăcut. I was learning Spanish swear words and I didn't want to learn them. I was just learning them without wanting to learn them. Okay, I don't know. Okay. Anyway, I heard them so much I learned what the words were. Yeah. The Spanish swear words. Am dorit să învăț acele cuvinte spaniolă. And it was just like your workplace. Era un loc like. It was chaos, confusion, confuzie, întuneric. And one day a friend of mine got a job there. Dar într-o zi un prieten de-al meu a primit o slujbă în acest loc. His name's Peter. Și numele lui este Petru. And normally the kitchen was very loud, lots of yelling. Și în bucătărie era multă gălăgie, strigau unii la alții. There was a small table in the corner where people would take their lunch break. Dar era o masă într-un colț unde oamenii își luau pauza de masă. Peter went over and he sat down. Petru a mers la în pauza de masă, a stat la masă. And he did this. Și a făcut asta. S-a rugat pentru masă. When he got done, the room was so quiet. Când el a făcut asta, camera a început să devină liniștită, s-a făcut liniște în cameră. Just like it is here. Așa cum este și aici acum. People stopped swearing. Oamenii au încetat să se înjure. People stopped yelling. Au încetat să strige unii la alții. Peter did not say one word. Și Petru n-a spus nici măcar un singur cuvânt. He just preached by the way that he lived his life. El doar a predicat prin modul în care își trăia viața. And taking about one minute to do this and thank God for his food. Și a luat doar un singur minut ca să facă lucrul acesta, să roage. See, we have an attitude like this all on Monday morning. Noi avem o atitudine cam asta luni dimineața. Oh, Jesus, it's Monday. Doamne, Iisuse, este luni dimineața din nou. Ah, let's see, a Romanian. Sunt obosit. Oh. How do you know? I don't want to go to work. Nu vreau să mă duc la muncă. But I got bills to pay. Dar am facturi de plătit. So I go off to work. So, așa că trebuie să mă duc la muncă. And Lord, would you please do something today? Și Doamne, vrei tu să faci ceva astăzi? Please don't let the big, bad, evil world influence me too much. Nu lăsa ca lumea să mă influențeze prea mult astăzi. Lord, they're so evil. Doamne, este atât de rău în lume. They swear all the time. Ei înjură tot timpul. Lord, please protect little me. Doamne, protejează-mă. That was never God's plan. Asta n-a fost niciodată planul lui Dumnezeu. God's plan was you wake up on Monday morning. Planul lui Dumnezeu a fost ca noi să ne trezim luni dimineața. The day before you went to church. Ziua înainte să mergem la biserică. You heard the greatest sermon preached that you ever heard. O zi înainte ai fost la biserică, ai auzit o predică foarte bună de la Nate Bedstrom. Wrong interpretation, okay? You had great fellowship. Ai avut părtășie deosebită. The alarm clock goes off on Monday. Ceasul sună luni dimineața. And yes, your body's tired. I get it. We're all human. Da, trupul nostru este obosit. Suntem umani, suntem oameni. But there's something on the inside of you. Dar este ceva în noi.
It's the same Spirit of God that's on the inside of me. Este același Spirit care Dumnezeu l-a pus în mine. Now you're humble. Dacă sunteți smeriți. But you're also bold. Dar sunteți smeriți, dar de asemenea suntem îndrăzneți. You're bold as a lion. Suntem așa de îndrăzneți ca un leu. And your attitude is like this. Și atitudinea trebuie să fie ceva de felul ăsta. Watch out, world. Ai grijă, lume. Here Jesus and I come. Aici este Iisus și eu venim la tine. Ferește-te, lume. Slava Domnului. Slava Domnului. Now, you go to, let's say you work in an office, okay? Hai să zicem că lucrezi într-un birou. Now, the anointing of the Holy Spirit is transferred by association. Ungerea Duhului Sfânt se transmite prin asociere. That's why you parents tell your children, make sure you have good little friends. De aceea părinții spun copiilor, fii sigur că ai prieteni buni. Because if your children have bad little friends, those bad little friends will influence your child, who is a good child, to be a bad child. Dacă copilul tău care este mic are prieten răi, acei prieteni o să influențeze copilul tău și copilul tău va deveni rău. Right? We all understand that. Toți înțelegem asta. So we say to our dear children, now you make sure you have good friends. Așa că noi vrem să fim siguri că copilul are prieten bun. Otherwise that evil anointing gets on your child. Astfel că altfel ungerea celui rău va fi asupra copiilor tăi. You're at work sitting at your office. Tu ești la muncă stând în biroul tău. You are connected to Jesus. Tu ești conectat cu Isus. You are as connected to Jesus tomorrow morning as you are right now. Tu ești la fel de conectat cu Isus mâine dimineață, la fel cum ești conectat azi cu Isus. Because we've had a wrong Bible theology about work, here's what we do on Monday morning. Din cauza că avem o teologie biblică greșită asupra muncii, asta facem noi de obicei luni dimineața. We wake up, we read our Bible, we pray before we go to work. Ne trezim, citim Biblia înainte să mergem la muncă, ne rugăm. Or at least hopefully we do. Sau sper că facem asta. And then you do this. Și apoi facem asta. Și după care facem asta. Lord Jesus, I love you so much. Doamne Iisuse, te iubesc atât de mult. Yesterday was great. Ieri a fost deosebit. Really enjoyed this morning. M-am bucurat mult dimineața de ieri. But I have a problem. Mă bucur în dimineața asta, dar am o problemă. I have to go to work. Trebuie să mă duc la muncă acum. Jesus? Doamne. La revedere. La revedere. You just stay right there, and when I'm finished working today, I'll come back and we'll be friends again. Doamne, tu stai acolo și când o să termin muncă, o să vin înapoi la tine și o să fim prieteni din nou. But right now, I have to go to that university class. Dar astăzi trebuie să mă duc la cursul acela la universitate. And they're teaching evolution. Și ei învață despre evoluționism. And there's so many unbelievers there. They swear, they tell dirty jokes. Sunt atât de mulți necredincioși acolo, ei înjură, spun cuvinte murdare. So Jesus, you probably should stay right here. Așa că Iisus, tu probabil ar trebui să stai aici acasă la mine. He wants to go with us. El vrea să vină cu noi. He's not afraid of the darkness. Lui nu este frică de întuneric. He's the light that changes the darkness. El este cel care schimbă întuneric. El este lumina care schimbă întunericul. And he's in you working if we stay connected. Și el este în noi și lucrează în timp ce noi stăm conectați cu el. So you're in office. Deci tu ești la muncă, nu, în birou. At your computer. Ești la calculator. 40 hours a week. 40 de ore pe săptămână. About 50 weeks a year. Aproximativ 50 de săptămâni pe an. That's 2000 hours a year. Aproape 2000 de ore pe an. Times 10 years. Înmulțește cu 10 ani. That's 20,000 hours. 20,000 de ore. And this far from you. Și la distanța atât de mare de voi. Is a believer. Este un necredincios. An unbeliever who will not go to church?
și credinciosul nu o să meargă la biserică. But that unbeliever is closer to you than the person in the front row at church is to the pulpit. Și credinciosul este mai aproape de voi decât un credincios față de amvon aici. And that unbeliever can't leave. Sorry? The unbeliever cannot leave. Și necredinciosul nu poate trăi. That person hears you singing. The unbeliever hears you singing to yourself. Necredinciosul poate te aude cum cânți. Sees you happy. Te vede că ești fericit. Sees you respecting your boss. Vede că tu respecti șeful tău. Sees you peaceful. Vede pacea ta. And I guarantee you, one day something will happen. Și îți garantez că într-o zi ceva se va întâmpla. That unbeliever will look at you. Necredinciosul se va uita la tine. And they say, man, și o să zică, are you on drugs? Ești drogat? Și o să spui, nu. Are you drunk? Ești beat? No. Nu. Why are you so different? De ce ești așa de diferit? And that's your opportunity. Și atunci este oportunitatea ta. We're almost out of time. We're just touching on a few of the highlights this morning. Am depășit timpul, dar atingem câteva puncte doar din biața asta. Someday maybe we'll have more time, but we're just touching on some highlights this morning. Poate o să avem o altă ocazie și o să vă spun mai mult, dar acum atingem câteva puncte importante. What I just described, ceea ce am descris, is God's master plan of evangelism for Romania. Este planul de bază al învățătorului, adică al lui Isus pentru evangelizarea României. It really is. Chiar este. God's master plan of evangelism for Romania is not television. Planul de bază al lui Dumnezeu ca să evangelizeze România nu este prin televiziune. It's not Facebook, internet. Nu este prin Facebook sau prin internet. It's not even good books. Good. It's not even good books. Good books. Okay. Prin cărți. Nu este nici măcar prin cărți. You know what God's master plan of evangelism for Romania is? Știți care este planul de evangelizare al lui Isus pentru România? You. Noi. Tu. And you. Și tu. And you. Și tu. And everybody. Și toți de aici. So connected to Jesus. Să fim așa de conectați cu Isus. That when you're in the marketplace, people are drawn to you. Că atunci când suntem la locul de muncă, oamenii o să fie atrași de noi. And they want to know why you're so different. Și ei o să dorească să știe de ce ești așa de diferit. There is one more thing we need to talk about this morning. Mai vreau să vorbesc despre un lucru în dimineața asta. We talked about being happy at work. Am vorbit despre a fi bucuros la muncă. Joyce Meyer says Christians would be 10 times more effective for Jesus if we would only be happy at work. Jones Meyer, nu știu cum se pronunță exact, a zis că noi am fi mult mai eficienți ca și if we would be happy at work, we'd be 10 times more effective. Dacă am fi mai bucuroși la muncă, am fi de 10 ori mai eficienți. 10 times more. De 10 ori mai mult. By the way, guess how much God's master plan of evangelism costs? How much money does God's master plan cost? Și apropo, să vă spun cât costă planul acesta de evangelizare a României pe care l-a planificat Domnul Iisus pentru. Cost nothing. Nu costă nimic. Except your life. Cu excepția vieții tale. See, I'm a pastor of a church in Minnesota. Sunt un pastor la o biserică în Minnesota. And everything, every idea, everybody gets usually involves money. Și fiecare lucru, fiecare idee care are cineva de obicei implică și parte financiară. And I get it. That's the world we live in. Și asta e lumea în care trăim. But God's plan for you to reach Romania costs no money. Dar planul lui Dumnezeu ca să atingă România nu costă nimic. In fact, it's even better. Și de fapt e chiar mai bine, chiar mai mult. Here's a little secret. Aici este secretul. Your boss pays you money to go the very place Jesus told you to go.
Șeful tău te plătește ca să mergi în locul în care Iisus spune că trebuie să mergi. You get paid tomorrow morning by your boss to go into the world. Tu ești plătit mâine dimineață de șeful tău ca să fii lumină în lume. Now, is God smart or is God smart, huh? Este Dumnezeu deștept, inteligent sau nu? Now, if your boss is not a believer, I do not recommend going up to him tomorrow morning and telling him this. Dacă credinciosul tău nu este, dacă șeful tău nu este credincios, nu-ți recomand să mergi mâine dimineață să-i spui asta ce v-am spus eu acum. That's not a good idea. Nu este o idee bună. Okay. Now, Jesus did say there's something that we could do every day that would cause the world to just wake up spiritually. Iisus ne-a spus că noi putem face ceva în fiecare zi astfel încât lumea să se trezească în mod spiritual. Matthew chapter 5 verse 41. Matei 5 cu versetul 41. 41? Yep, Matthew 5:41. Go ahead. Okay, that is not 41. Chapter 5, Luca. Yeah. Matthew 5:41. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă, deloc, mergi cu el două. Okay. Jesus is talking in a business workplace sense here. Iisus a vorbit într-un segment. He's talking about everyday life things. El vorbește despre lucrurile de zi cu zi. Back in those days, Rome ruled over Israel. În acele zile, Roma stăpânea Israelul. And a Roman soldier could legally require a Jewish person to carry their stuff 1 mile. Și în mod legal, un soldat roman putea să-și ceară să-i cari geanta lui pentru o milă. Era o lege acolo. And the Jews hated the Romans for that. Și evreii urau pe romani și pentru lucrul acesta. All a Roman soldier would do is wait. Tot ceea ce trebuia să facă un soldat roman era să aștepte. And start watching for a Jewish person who was in a hurry. Și să aștepte pentru un evreu care se grăbea. A Jewish person who was in a hurry to get to the synagogue to pray for a Messiah to set them free from Rome. Și evrei se grăbeau să ajungă la sinagogă să se roage Dumnezeu pentru Mesia care se elibereze de romani. And Jesus said, I'm going to tell you how to be free. Și Isus le spune, o să vă spun eu cum să fiți liberi. And all the disciples are waiting to hear. Și toți ucenicii erau cu urechile să asculte. And Jesus said this. Și Isus le-a spus asta. If one of those Roman soldiers makes you go 1 mile. Dacă un soldat roman te face să mergi cu el o milă, if your boss commands you to go 1 mile, dacă șeful tău îți comandă, îți poruncește să mergi cu el o milă, go two. Du-te două mile. And Peter looked at the other disciples. Și Petru s-a uitat la ceilalți ucenici. Did I hear right? That can't be true. Nu e adevărat ceea ce spune Iisus aici. I didn't understand that correctly. Poate n-am înțeles corect ce a vrut să spune Iisus aici. But it was true. Dar a fost adevărat. And here's what I believe would happen. Și aici este ce cred că o să se întâmple. I need somebody to help me this morning. Come on up here. Am nevoie de cineva care să mă ajute. I get to be the big, bad, evil Roman soldier. O să fiu soldatul rău roman. What's your name? Phineas. I'm sorry? Phineas. Phineas. Okay. Phineas. This young man gets to be the nice Jewish. Și el o să fie evreul cel drăguț. He's on his way to synagogue to pray for the Messiah. El este drum spre sinagogă acum. Okay. And I'm just standing around watching. Și eu doar o să stau și o să mă uit. And I go, "Hey, you, come here." Și o să spun, "Da, tu, vino încoace." Now, he has not yet heard Jesus say go 2 miles. El nu știa că Iisus ne-a spus să mergem 2 mile. So, I give him my stuff. Și o să iau lucrurile mele, le dau lui. Cam așa făceau romanii cu evreii. Și doar îi arătam ce direcție să meargă. The Jews instantly know what that means. Și evreii în mod instincțional știau ce înseamnă. And we walk. Și mergem. And we say nothing. Și nu spunem nimic, nu comunicăm. Because I hate him.
pentru că îi urăm. He hates me too. Și el mă urăște pe mine. It's mutual. Deci, it's mutual. We get to almost a 1 mile. Mergem o milă. And just to be a little bit mean about it, you throw my stuff down short of the 1 mile. Just short of the 1 mile. Doar ca să fie un pic mai rău, așa, doar arunci lucrurile, cam așa făcea vrei, le aruncau, nu așa frumos mai. And he turns and walks away. Și te întorci și pleci. And I take my stuff. Și eu îmi iau lucrurile. And I go, oh, those Jewish, I'm going to someday. Oh, evrei, ăștia o să-i nenorocim. And my heart is. Și inima mea este strânsă. His heart is the same. Și inima lui e la fel. But now he goes and he hears Jesus. Dar acum el l-a auzit pe Iisus. And Jesus says, the next time someone makes you go one, go two. Și Iisus i-a spus că data viitoare când te forțează cineva să mă urce o milă, mergi cu el două. Hey, Jewish man, come here. Hey, evreule, vin aici. Ține astea. Walk. Și umblă. Now, we start walking. Mergem. He starts talking to me. Și el începe să vorbească cu mine. Jewish people and Romans never talked to each other. Evrei și romanii niciodată nu vorbesc unii cu alții. They hated each other. Se urăsc unii pe altul. And he starts asking me about my family. Și începe să mă întrebe despre familia mea. And I start thinking, oh, I miss my family back in Rome so much. Oh, lipsește familia mea care stă la Roma. I'm here by myself. Și sunt aici singur ca. Me and the Jews and all the Jews hate me. Eu și evreii ăștia care toți mă urăsc. And we start talking about the weather, about anything. Și vorbim despre vreme, despre orice. Și mergem. And we get to the end of the 1 mile. Și ajungem la sfârșitul milei. Now, I know what's going to happen. Și știu ce se va întâmpla. Because it always happens. Pentru că întotdeauna se întâmplă la fel. He's going to take my stuff and throw it down. El o să ia lucrurile și o să mi le arunce în față. But that doesn't happen. Dar de data asta nu se întâmplă. Instead, he asked me a question. Și în schimb mă întreabă. Can I carry your stuff 2 miles? Pot să-ți mai car lucrurile încă o milă? I am shocked. Eu sunt șocat. And we turn and we start walking that second mile. Și mai mergem încă o milă. And we continue to talk. Și continuăm să vorbim. Now, here's what's happening in the spirit. Aici este ceea ce se întâmplă în mod spiritual. I still have my sword. I did not give him my sword. I keep the sword. I keep the sword, okay? Am încă sabia, nu o să-i dau niciodată sabia mea. But my heart was like this. Dar inima mea a fost strânsă ca așa. Before we went 1 mile. Înainte să mergem o milă. Prima milă. And all of a sudden my heart starting to open. Și dintr-o dată inima începe să se deschidă. And the longer we walk and the more caring he is in conversation, my heart opens further. Și cu cât mergem mai departe și el este mai grijuliu cu mine, inima mea se deschide mai mult și mai mult. And I can't stop it. Și nu pot să opresc asta. Because you see, the greatest power at the workplace is the love of God in your life. Cea mai mare putere la locul de muncă este dragostea lui Dumnezeu în voi. Amin. Amin. And we get to the end of the second mile. Și ajungem la sfârșitul milei a doua milă. Now here's what happened to my friend in that second mile. Și aici este ceea ce se întâmplă în prietenul meu în cea de-a doua milă. He got free. El a devenit liber. Because it is easier to go 2 miles than it is 1 mile. Pentru că este mai ușor să mergi 2 mile decât să mergi o milă. It is. Este. You go 1 mile at work tomorrow? Dacă mergi doar o milă mâine la muncă, nobody around this place appreciates everything I do. Nimeni nu mă place în locul ăsta de muncă, nimeni nu mă apreciază ceea ce fac, nimeni nu apreciază ceea ce fac. I work so hard. Lucrez așa de greu. They don't pay me enough money. Nu îmi plătesc suficienți bani. Grumble, grumble, grumble. Murmurim, așa, murmurăm așa. Just like the world. Așa cum și lumea face. But you go the second mile? Dar dacă tu mergi a doua milă. In your heart you get free from that mean boss. În inima ta tu ești liber de șeful tău răutăcios. And you walk around singing. Și umbli prin la locul de muncă cântând. I'm so glad Jesus set me free. Sunt atât de fericit, Iisus m-a eliberat.
And no longer is the evil boss in charge, the Jesus in you is in charge. Și dintr-o dată nu mai este șeful tău rău, rău în control, ci este Isus în control asupra ta. Now, back to finish up with the Jewish young man. Și ca să termin cu evreul ăsta tânăr. He hands me my stuff. Îmi dă lucrurile. Many things could happen. Multe lucruri s-ar fi putut întâmpla. Maybe he invites me to his home for dinner. Poate chiar mă invită la cină. To meet his family. În casa lui, ca să întâlnesc familia. Maybe he invites me to church. Poate chiar mă invită la sinagogă, la biserică. At the very least, we say have a nice day and we turn away and we're both happy. Să, și cel mai simplu lucru ar fi să ne spun, să-i urăm o zi bună și să fim fericiți amândoi. Everyone tells me all the time the best way to reach Orthodox people is relationally. Cineva mi-a spus că cel mai bun mod de a atinge pe ortodox este să fii relațional, să build relationships with them. Construiește relații cu ceilalți. Ask them questions about their life and their faith. Întreabă-i despre viața lor, despre familia lor, despre credința lor. And just let them see that you're not weird. Doar lasă-i să vadă că tu nu ești ciudat. You're not a cult. Nu ești o sectă. But you are different because of Jesus. Dar ești diferit pentru că l-ai pe Iisus. So what are you going to do tomorrow morning? Așa că ce o să faci mâine dimineață? Are you going to go, oh Jesus, the big bad world, help me? Oh, Doamne, să te rogi, oh, Doamne, lumea asta rea, ajută-mă. Or with the anointing of the Holy Spirit in your life. Sau cu ungerea Duhului Sfânt în viața ta. Take light to your workplace. O să iei lumina, să o duci la locul de muncă. Amen. Amen. Would you stand up? Hai să ne ridicăm. Can we close with that song? That one? Is that okay? We still got time? Okay. All right. Să cântăm. The Lord put something on my heart this morning. Domnul mi-a pus ceva pe inimă în dimineața aceasta când am intrat aici. And there's that song about break dividing walls. Și tinerii cântau orice zid vom dărâma. And we're going to sing that. Și o să cântăm asta. That song means so much to me. God called me to workplace ministry listening to that song and others. Dumnezeu a lucrat atât de mult ascultând un cântec ca și acesta și altele în acest domeniu al muncii, al biruinței la locul de muncă. And this song talks about breaking down walls between Jews and Gentiles. Și cântecul acesta vorbește despre dărâmarea zidurilor dintre evrei și neamuri. Between different denominations. Între diferite denominațiuni. But I want us to give it a different meaning this morning. Dar aș vrea să-i dăm o semnificație diferită în dimineața aceasta. When we sing this song, în timp ce cântăm acest cântec, the wall between Christianity and work in your life comes down. Zidul dintre creștinismul tău și munca ta să fie dărâmat în dimineața aceasta. And like somebody said, you don't no longer do you have two lives. Și de aici încolo să nu mai avem două vieți. The life to worship Jesus on Sunday. Viața în care onorăm pe Isus, în care ne închinăm lui Isus duminică. But the separate life to go to work on Monday. Și o viață diferită atunci când mergem luni dimineața la muncă. My friend, you are now going to have a life of worship instead of a day of worship. Dragii mei, vom avea și aș vrea să avem de acum încolo, în loc de o zi de închinare, o viață de închinare. A life of worship Monday through Sunday. Și această viață de închinare să fie de luni până duminică. Would you allow Jesus to break the dividing wall between Christianity and work? Vreți să lăsăm pe Iisus să dărâme acest zid dintre creștinismul nostru și munca noastră? Amin. Haideți să cântăm împreună.
Să privim la Tine care ești lumina lumii, care ești Cel care ne dai viață, care ești Cel care ne ții în viață, Doamne, în fiecare zi. Îți mulțumesc că ne-ai vorbit astăzi și ne-ai arătat că Tu ne chem să trăim în lumina Ta, Doamne. Ne-ai chemat să fim lumini în lumea aceasta, Doamne, și să învățăm că, indiferent unde suntem, Doamne, aici, în închinare cu Tine, Doamne, de luni până duminică, la locurile noastre de muncă, suntem în permanență cu Tine. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești cu noi în fiecare zi, până la sfârșitul veacurilor, și ne vei ajuta să înțelegem că viața noastră este o singură viață, trăită împreună cu Tine în fiecare zi. Te rog să fii cu noi în săptămâna aceasta, Doamne, și să faci ca aceste cuvinte care le-am auzit aici să lucreze prin noi, Doamne. Duhul Tău să le activeze în mintea noastră, în inima noastră, Doamne, și să fim așa cum ne-ai chemat Tu, lumini în lume. Îți mulțumim și Te rugăm să fii cu noi. Amin.